și Gheorghe Pornit să are plângând cele 100 hectare de morți. Lucrul tăi în țărână amar, iar Gheorghe strigă în zările albastre. Băieți, băieți, la o parte, că-i timp să vă ar. Și ce o să-mi zică țările voastre? Iar ei nici s-audă patola locului. Pasul ciubotei uitate în hlei. Și Gheorghe, înfipt în coarnele plugului, are în zigzaguri văzduhul între ei. Băieți, la o parte cât tata vară, hai, hai treceți la pluguri, că ia primăvară. Nu ține cum îi lua
cât n-a casa mai tras. Dar nu să jalea mai strâns. Amarnic multă lume s-o mai prăpătit, Doamne! Să nu mai trăim nenorocirea și-a trăit-o. Și de azi înainte să ne bucurăm de viață. Mm-hmm.
doamnă așa cum este. Ilie a spus că... că va trimite pețitori. Care Ilie? Ilie lui Ștefan Busuioc. Și când, Dănuță, când? Mâine, adică azi. Băliu, chiar așa? Da. Poate s-o părut Dănuță. Nu. Dar chiar așa trebuie să spun și-o tatu tot. Pietri! Măi, Pietri! Da, Savete! Știi cine a spus Anuța? Dar și ți-o mai spus. Azi până mai diseară am putea avea oaspiți. Chiar pețitori, Pietri. Savete, dar asta-i bună veste. Și din partea cui sunt pețitorii? Ilie, mamă. Ilie, Ștefan Busuioc. Mamă, Ștefan Busuioc. Măi, nevastă, dar ți nu-ți pare că tinerii au luat-o cam prea în grabă? Păi, dă, Pietri. Fata, când e întrebată, atunci trebuie măritată. Dar... ia să-mi spui. Tu și în locul lor? Eu. Tu. Nu te-ai grăbit? M-aș grăbi, dar nu chiar așa. Las tinerii să mai întâlnească, să mai chipzuiască. Ori chipzui, Pietri. Ori chipzuiești tu păși s-or căsători. Au toată viața înainte, uite. Eu altceva vreau să vă spun. Părinții Flăcăului sunt oameni gospodari, oameni cu scade, dar și-mi place și mai mult că sunt oameni de credință. Știi, mamă, știi. Și băiatul este bun. Animoții nu o să-i fie rușini să iasă de zonul lor. Eu știu că lasă și rușini, mamă, dar acum și face. Cum și face? Altul Busuioc n-aruncă vorba în vânt. Hai, la treabă! Chiar. Hai la treabă! Și afară plouă, și întuneric, și bate vântul, și... Da, păi cine sunteți, nevoastră? Suntem și noi niște călători, vânători. Dacă sunteți vânători, atunci unii voi vânate. Ei, avea, acta aici. A, e, dacă e așa, vă credem. Hai, poftim. Poftim, creșeți, ia. Deamu, dacă mi-ați chemat în casă, cred că... Ba, și îmi vrem și căută. Așa e. Credem că îți da seama. Păi, așa a fost de pe lumea și mă rând. Ca un tânăr, că le vine vremea să căsătorească, n-ar decât să o facă. Și vremea a venit și băiatului nostru și a venit la dumneavoastră, la copiii la dumneavoastră, să ne faceți parte de soții. Dacă o fi de la Dumnezeu, bucuroși. Dar noi nu suntem gata. Poți las, nu avem îndeajuns, mai din schimburi nu a avut când scoasă, că am fost la... Apologă! Băiatul nostru îi place așa cum îți găsești, așa? Ești oameni buni, dumneavoastră înțelegeți fata noastră? Prea mică, el nu-i gata de mărit. Of, fii, Doamne! De nuntă și de mort, omul niciodată nu-i gata. Dar dacă tine îți place, ce nevoie să-l faci pe urmă? Nu arunc și voi icona să vedea Domnul. Of, cu un gând să o dăm și cu 10 nu. Ia ne și fiică și fecioră, trebuie să ne tot sprijin. Eee, băgați de seamă și nu puteți-o un băiat așa ca al noastră, că norocul nu bate de multe ori la ușa, așa-i că... Ei, dar tu nevastă, și-ți zici. Dar eu cred și să zic, nu-ți mă trebuie anul ăsta. Ia nu-ți vrea. Ei, bă, ei, frânor, baie, dar o tabă de cea bună, ei. Ei, și zici, păstre. Ei, și zic, să vedem, dar ce are tânăr nevastă. Ei, și are, are. Ia că îi dă tapsul doi boi, o făcuță, îi mai dă 5 prăjini în vatra satului, da, și încă 20 prăjini frazuri, că cu chiticul seală mică îl prindem noi și pe seală mai mare. Așa e, așa e, și stejar, cât e stejar, tot dintr-o ghindă crește, dar să nu vă știi cu bănat, dar și dă-ți care poftelă nemă. Chiar, chiar, dăm și noi după putere. O icoană Maica Domnului, o ladă cu zăstre, plină cu de toate. Nevasta știi mai bine, ia spune. Am pregătit și noi pentru Anuța zăstre, da? Păi de-o, 40 coți pânză de căț, 40 coți pânză de cuior, 60 coți pânză de bumbac.
bumbac, 12 șervețele de bumbac, 6 șervețele de mâzei cu gherba întoarsă. Și încă mi-ai dă. Două lăjeri, două! Vă duci cu cheptinele, un oian, patru pierni, două fețe de masă, bune, vârstate, prostiri în ciubuce. Să vezi, să vezi, să vezi, mama, mama, le ține minți pe toate. Ei, are fața ca țavei. Bună, de posta, dinainte cu blană de vulpi. Dar dinapoi, cu blană de carpete. E notă. De e notă. Și-i mai dă 24 de cozi țum și ne așternă când i-a mai trebuit. Prin prispă, pentru car, pentru celelalte. Ei, și... Să vezi. Ca... Cam asta e 10 de vechi noastră. Numai de fapt, ce? Ne place, ne place. Să-i drag copchela asta? Îmi place. Eu de mult mai știu cu asta. Apoi dacă te știi de mult, pune-ți-a lua, bă, băiete, pune-ți-a lua. Ce alegi tu? Basmăluța ori banii? E basmăluța. Eu zic să iei banii, că asta o să-ți fie și răsplata pentru munca ta. Ei, auzi ce zici cu scrie? Și zici nedale, bă. Auzi, tu bate de seamă că părinții îți dau fata nu de-atâta, că n-are și mânca, n-are și îmbrăca la casa părinții. Dar ți-o dau să o ai până la capul. Am un poate tinerică și frumoșică, dar nu de Doamne să îmbolnăvești. Ori nu poate învârti un mămăliguț, nu poate ridica ușor șică de jos, ori să vână în cuptor să lichească și când iasă afară. Nu e așa frumoasă. Însorătoarele, băiete, însorătoarea nu te-a umăr. Să-l muști și dacă nu-ți place, să-l zbârne. Așa că... Ce-i sănătos cu scrie? Închid sănătos. Să-i fie într-un ceas bun. Ei, să fie într-un ceas bun și cu noroc și mult sănătate la tine. Doamne ajută, se vede că o să o să ceas bun. Să știți cu nevoastră sănătoși. Ia să-i pune în fete pasmaua să vedem cum e asta. Așa, așa, așa. Să știe lumea că ești logodnic al lui. Dar tu băg de seama să nu obie altul și să o șterpelească de tine. Ne întâlnim oameni buni peste o săptămână. Așa să rămână, de azi după săptămână. Hai, 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 lasă, lasă, hai, hai, hai. Doamne, copchel, ia să-mi spui. Tu cu adevărat vrei să te măriți cu Ilie? Da, bunică. Bagă de seama. Bagă de seamă, copchelă, dacă te-ai hotărât să-ți fii soț până la urmă. Domnul să vă binecuvânteze, să vă dăruiască viață cu dulceață, dar noi numai bucurii să avem din partea voastră. Pe ochii negri s-au spălat, haine noi au îmbrăcat, din trâmbiți s-au trâmbițat și la vânat am plecat. Dar cât am îmblat, nimic n-am aflat. Atâta doar că în grădina garoafelul stea ne s-a arătat. Așa că în steaua cum am văzut după ea ne-am luat și am văzut că se lasă în dreptul acestei case. Așa că al nostru tânăr împărat cu galben de argint o plătit. S-o duc în celălalt mal, peste celălalt deal, acolo și din Florita Florii și... De rodita rodii, așa că, floare, să ne dați că mult nu vorbim și prea mult nu zăbăjim. Da, nevoastră sunteți singură, nu sunteți mai mult. Mai să vreo doi, fata e... Poate sunteți dumneavoastră mai mulți ori, dar la noi și dreptea ca locul e cam strâng. Dar poftim trășeți, mă mâncă pe eu. Mâncă pe eu. E, lume suntem noi buni, dar tare am vrea să o vedem în fața noastră, e pișei. Da, da, da. E numai de atâta, cât tare ne sunteți dragi și vă arătăm cu ochiul ăla. Hai, hai, hai! Da, vă rog, vă ține să vă așteptați. Când noi am făcut drumul... Numai că dumneavoastră am auzit și de aceea m-am pregătit. Pe mândra domniță, îmbrăcată în catrință, are ițar de mir și de jen. Auzi, mamă!
loc, nu am de loc. Dar aici înainte mi-a rămas numai un dinte. Și pâine și sare din plin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Se spune că un nerv de pe degetul a patrulea ajunge până la Doamne! Doamne, mânțărim lui Dumnezeu că-i de bine și nu-i de rău. Și mânțărim și lui Iisus. Thank you.
găina în coptiorul lui. Ai ce tare frumos, un potomit! Ce se tinerit, nu știu, prietin! Oh, Anita Cuscă! Anita și bucuroasă că ți-am dat noră aleasă. De acum o să stea cu tine și tare vreau să vă înțelegeți bine Cuscă, să te împaci bine cu ea, că de-acu-i și fata ta. Cuscă! Cuscă, să nu vă apară rău că ne-ați dat-o, că noua amante bine ne pare că am luat-o. Așa e, așa e, dar Mirezuica merge la noi. O fata a luat, o fata a luat. Și acum vi-l dăruim vouă, cu pâine, cu sare, cu darurile Sfinției sale, iar voi să-l creșteți mare, sănătos și fericit. Și atunci când ăsta mare o să vă crească, altul Dumnezeu să vă dăruiască, să fiți sănătoși și să ajungeți și la nunta lui. Să-i Dumnezeu! Mulțumim, mulțică, dragă, că moașa cât trăiește, fiecare trebuiește, azi la unul, mâine la altul și așa la întreg sat. Mulțumim nașilor și cumetrilor de ați ajuns la botez. Și cum ați ajuns și la botezat, așa să ajungeți și la cununat. Și să iubească lumea toată. Așa-i Dumnezeu, vreau și asta. Vino la bunea Ionuț. Plăcăul nostru, plăcăul. Tânta mare, băietul! Tânta mare! Vino cu noi, bărbați, aici, sub icoana creștinătății. Să ne împărtășim. Să crești mare, sănătos,
voinic, curajos și cinstit. Să nu cutezi la munca altcuiva, să lucrezi cu dragoste pământul, că dacă îl iubești și lucrezi, îți răspunde cu prisosință. Să-ți iubești casa și masă, să-ți iubești neamă, toată viața ta să te ferești de fără de legi, să nu te lepezi de credință orice putere nu te-ar pune la cer. Se îndeplinească povețele, că am fost puși la grele încercări. Satul a avut de pătimit greu. Postul cel negru a durat 2 ani, 1946 și 47. Ajunsesem la plug de lemn, că nici nu avea cine să bată scândura celor pătimiți. Thank you.
Și oamenii... Oamenii au început să mănânce floare de salcâm, ghindă din pădure, lobodă, știr, mătrăgună, mămăligă din rumegătură de lemn, toate uscate pe plită, râșnite. Și asta, asta a fost hrana poporului. Și doi blei.